Săptămâna trecută, echipa de Old Boys a Dunării Giurgiu pierdea pe stadionul din Port contra bulgarilor de la Dunavruse. Joi, giurgiuvenii și-au luat revanșa, impunându-se în Bulgaria cu 2-1. Golurile au fost marcate de Virgil Lascarache și Cornel Ursu. Norocul giurgiuvenilor a fost acela că bulgarii nu s-au mai prezentat de această dată numai cu jucători mult mai tineri decât ai adversarilor. Deci a fost echilibrat de vaba aceasta și componenții echipei bulgare au fost de aceeași vârstă cu noi, deci mai folosiți jucătorii. Rezultatul 2-1 pentru noi. A fost un joc frumos, prietenesc. În ciuda înfrângerii, bulgarii au fost gazde bune, invitându-i la o bere și o friptură pe cei de la Dunărea Giurgiu. Echipa de Old Boys, condusă de Sandu Pantazi, va mai susține în perioada următoare două meciuri în compania celor de la Petrol Roata de Jos și FCM Alexandria. La finele lunii august, albalbaștrii vor să organizeze la Giurgiu, împreună cu Dinamo București, un turneu de Old Boys, la care să mai participe Galatasaray Istanbul și Dunavruse.